Guvernul german a anunțat oficial că va reintroduce controlul pașapoartelor la toate frontierele terestre, începând cu data de 16 septembrie a acestui an, cu scopul de a reduce imigrația clandestină și a spori securitatea internă, transmit agențiile France Press și Reuters. Vor fi introduse pentru o perioadă de 6 luni controle la frontierele cu Franța, Luxemburg, Olanda, Belgia și Danemarca, se arată într-un comunicat al Ministerului de Interne. Controlele li se vor adăuga celor deja în vigoare la granițele cu Polonia, Cehia, Austria și Elveția. În comunicatul de luni, Guvernul Federal German declară că întărirea controlelor este necesară pentru protecția securității interne împotriva amenințărilor actuale ale terorismului islamist și criminalității transfrontaliere la 2 săptămâni după atentatul de la Solingen, revendicat de gruparea Statul Islamic. Germania a informat deja Comisia Europeană despre această măsură și face uz de prevederea din codul frontierelor Schengen, prin care statele membre au posibilitatea de a reintroduce temporar controle la frontiere în situația unei amenințări grave.